Stau cu obiectivul pe ceas pentru a evoca pe Blaga. Oprește, Doamne, ceasul cu care ne măsuri destrămarea. Suntem la sediul Uniunii Ziariștilor Români, Uniunii a ziaristilor români. scriitorilor români, obișnuit cu locul meu de muncă, din Bacău, și avem șansa să stăm de vorbă cu președintele acesteia, domnul Calistrat Costin, un poet foarte cunoscut, încă nu în manuale, nu știu de ce, dar îl întrebăm acuși, și e și prozator și critic literar și mai ales om de acțiune. Domnule Calistrat Costin, bine te-am găsit într-o zi mohorâtă de toamnă. Bine ai venit, domnule Dumitru Vemarin. Domnule, eu am fost la zilele Bacăului și acolo ai fost capel maestru, ca să zic așa, Da, am în participat sensul și eu, am contribuit și am ce domnia ta ai mânuit una acolo și reușită. te laud și în presă și oriunde o-i putea pentru asta, pentru că nu reușim totdeauna acțiuni de genul acesta cu fastul, strălucirea și conținutul acesteia. Zilele Bacăului. A fost greu, a fost ușor? Se cheamă de fapt Toamna Bacoviană, Așa e. o manifestare consacrată, inspirată de Bacovia, spiritul nostru tutelar al Bacăului. Foarte multe orașe centre din România au câte un patron spiritual. Noi îl avem pe Bacovia, Botoșani pe Eminescu și așa mai departe, Blaga prin Ardeală. Așa, an de an, de câțiva ani, susținut și de Consiliul Județean al Ei Bacăului, sunt cu din banii, voi cu municipalitatea, munca. sigur că da, ne-au ajutat pentru că să cer niște eforturi și financiare. Și am încercat să adunăm aici la Bacău și au venit scriitori români de prestigiu. 102 am numărat eu, 102 Exact, scriitori. exact. Au venit din Moldova cealaltă, Exact, din din Serbia. Cernăuți, din Serbia. Așa e. Am Oameni, scris despre asta, da? deci văzând și scriind, iar acum ce spui, domnia ta, stimate domnule Costin și dragul meu prieten, îndrăznesc să spun așa, este o confirmare a ceea ce ați făcut domniile voastre. Toamna Bacoviană Premiile cu premiile, păi Bacovia, tocmai, premiile sigur că Ziare da. Uniunii, a fost un moment de sărbătoare. Și pentru noi, și pentru scriitorii mei invitată, și pentru publicul, pentru elevii care au fost personaje Imediat ajungem și acolo, pentru că întâi vreau să festival. remarc, ați avut scriitori din țară și din afara țării, ceea ce înseamnă internaționalizarea acestor zile și înseamnă afirmarea Bacăului, înseamnă afirmarea Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. Am constatat atunci, și mă întorc imediat la ce spuneam mai înainte, că aveți niște oameni de acțiune rar, rar de întâlnit și cu mai puține disensiuni între ei. Dar suntem un grup de prieteni. În filiala noastră sunt mai puține conflicte Bătălii. interioare, cum am auzit că mai sunt în alte părți. Așa, noi nu-i comentăm pe ea. Poate mă și eu sunt zodie de pace, eu sunt vărsător. Dumneata ce zodie ești, domnule? Taur, Taur, domnul, zodie mai bătăioasă, mai mai bătăioasă. Bună, combativă. bună și e zodia asta. Așa. Deci, domnule președinte, eu v-aș ruga să continuăm cu ideea pe care deja ați lansat-o, și anume că ați avut în școli, în licee, în mediul școlăresc, deci, ați avut manifestări. La una dintre ele, la Gheorghe Vrânceanu, am participat și eu și am De scris fapt, despre scriitorimea asta. care a venit a fost Așa. vizitată la universități, în licee, recitarul la statuia lui Bacove, deci am împânzit cu țintel Bacău ca să se țină minte și să dăm importanță acestui festival. O întrebare oarecum ponchișă. Domnule, v-ați înfruptat dumneavoastră din Bacovia sau Bacovia trebuie să vă mulțumească dumneavoastră? Noi suntem o istorie. Bacovia este un băcăuan de-al nostru care și-a avut viața lui, a trăit cum a trăit, a scris cum a scris. Aici a dobândit treptat, s-a încărcat, e o celebritate a locului. L-am preluat ca atar, marchează literatura română
printr-o notă aparte, în fond, aceasta este importanța. Și trecerea lui prin viața noastră băcăoană, prin viața noastră românească, a lăsat aceste semne pentru care noi, eu știu, hai să zic că îi suntem recunoscători. El, sigur, de acolo, privindu-ne, probabil dacă, da, va lua în seamă. Va lua în calcul că sunteți de partea lui, cum da, s-ar zice. Da, da, da. Domnule, dar aveți aici la Bacău niște nume foarte mari în literatura națională. Hai să încep cu Radu Cârneci, să încep cu... Stați, că eu vreau să argumentați dumneavoastră de cum de ați reușit asta. Deci Radu Cârneci, Ovidiu Genaru, Calistrat Costin, hai să zicem Dumitru Brăneanu, care e un pic mai tânăr, dar din punctul meu de vedere, care îi cunosc opera, este și un poet și un scriitor foarte bun. Sigur, filiala noastră băcăoană, în jur de 100 de membri, băcăoanii din județul Neamț, adunăm aici din Suceava, Vrancea, Galați, pentru că noi alături de Iași suntem cele două mari grupe de scriitori și sigur am crescut în felul acesta, suntem ai locului. Câțiva dintre dumneavoastră chiar vă bucurați de autoritate deosebită. Am văzut și respectul celor care au venit la toamnă băcăoană. Ne bucurăm de dumneavoastră ați condus și vă felicit cum ați condus ostilitățile. Eu am fost unul dintre gazde, unul dintre organizatori. Notez modestia. Domnule Calistrat Costin, eu vă cunosc. Încerc să vă cunosc opera. Nu pătrund ca lumea, nu ca prietenul nostru Codrescu și așa mai departe. Adică nu reușesc unele lucruri pentru că sunt și manager și trebuie să alerg pentru salariile oamenilor. Dar dumneavoastră... Da, ne descoperim unii pe alții. Dar dumneavoastră, dacă ar fi să vină cetățeanul Marin Dumitru de la Vaslui, nu știe absolut nimic despre dumneavoastră, nu-i cazul. Cine sunteți, după părerea dumneavoastră, cel mai important ca om în peisajul literar românesc? Eu sunt un băcăoan născut și nu făcut. Mi-am făcut puțină carieră profesională prin Transilvania, am fost asistent universitar, am lucrat în presă, la ziare și... A ținut Ateneu, da? La un moment dat, în 1972, Radu Cărneci, văzându-mă că public în reviste din Ardeal și din țară, băcăoan fiind, m-a chemat la revista Ateneu redactor. Și am venit cu mare plăcere, întorcându-mă acasă. Și am urmat o întreagă evoluție, cărți publicate, poezie, proză, critică literară, traducere. Am fost un om al locului, un personaj, dacă îmi este îngăduit să supralicitez, de care s-a ținut seama. Așa se face că am ajuns și director de teatru, teatru de animație pentru copii, teatru de proză Bacovia, ani de zile, de unde de altfel m-am retras în liniște la pensie și acum mă ocup de scriitorimea băcăoană. Nu că mă ocup, sunt unul dintre oameni. Sunteți purtătorul lor de stindat, cum să zice. Cuvânt, aș zice. Sigur, și de cuvânt, între timp, cărțile mele s-au bucurat de oarecare apreciere. Nu, de multă apreciere, să luăm așa. Dicționare, dicționarul Academiei, dicționarul scriitorilor români. Sigur, într-un mod decent, ar zice. N-am ambiționat niciodată să ies foarte în evidență, că am, sigur, lucrurile de la sine. Mi-aduc aminte aici că, un englez spunea că nu trebuie să ne interesăm să definim dacă un scriitor este mare acum, să lăsăm timpul să vorbească. Asta, sigur că fiecare dintre noi știm cam câte parale facem. Domnul președinte, nu cumva e un nonsens ăsta? Istoria va hotărâ. Ce să hotărească, domnule? Hotărâm noi într-un fel, hotărâm noi prin opera noastră. Nu, eu mă referam la trecerea timpului, sigur, și apariția unor oameni interesați de cultura care a fost și de aici o anume evaluare și încadrare într-un tabel ca al lui Mendeleev. E cazul să vorbim numeric de câte cărți ați realizat? Da, eu știu, cred că până în 12-13 de poezie, 3 cărți de proză, 3 romane,
traduceri, două cărți de traduceri, deci e o activitate. Basta aceea de om care s-a îngrijit de revista Ateneu, care a împlinit de curând 50 de ani. Am fost și eu redactor în cadrul în redacție, ani de zile, și m-am bucurat și eu de... Suntem o grupare, așa zic, grupare Ateneu. Domnule, ca să fie o grupare ținută bine în frâu, e nevoie de un om, de un spirit împăcitor, de anumite calități. Da, cu ce ați câștigat pe oamenii ăștia? Nu că v-au ales președinte de Uniune de Scriitori, ci pentru că îi țineți în jurul dumneavoastră, așa cum am văzut la zilele Probabil în mica mea biografie a figurat o activitate în colective de oameni. Am condus colective teatrale. Am avut o anume înțelegere a lucrurilor. V-am spus că eu sunt zodie de pace. Așa e. Mi-a plăcut liniștea. Sigur că asta nu înseamnă că bunătatea, ci că bunătatea îi trimite și la prostie. Ei, nu. Până aici. Deci m-am considerat și mă consider în continuare un om bun, un om înțelegător. Cu sentimentul valorii, adică... Și a valorii dumneavoastră. Da, sigur. Corect. Sunt pentru că, domnule... Înseamnă ceva și ce-am făcut da, eu. Bineînțeles. Da. Maestre Calistrat Costin, ne-am împărțit, ne-am risipit toți în atâtea și atâtea domenii ale vieții. Eu cred că e timpul să știm cine și ce reprezintă fiecare. Dumneavoastră, vă fac eu un compliment, de fapt o constatare. Sunteți un simbol al Bacăului. Da, probabil unul alături de al de Ovidiu Genaru, Octavian Voicu, Dumnezeu să-l aibă în pază acolo. Nu, vorbim de cei vii acum. Cei vii, sigur, da. Da. Radu Cârnești, care a emanat din Bacău și acum la București. George Bălăiții la București, după ce s-a ilustrat în Bacău, ca Eugen Ricardu la fel. Așa e. Deci suntem niște oameni, nu știu, v-am spus că... Niște oameni acolo și ei. Niște oameni ai locului, mai buni, mai nebuni, oameni adevărați. Aici îmi place. Dacă ar fi să-mi înfățișați, nu cea mai recentă, că e în mâna mea, cea mai importantă carte a dumneavoastră, în 2, 3, 5, 50 de cuvinte pe care ați face-o. N-aș spune că... una e mai importantă decât cealaltă. Eu am ținut la toată poezia este importantă, toată critica literară. Am pus inimă în ele, am pus gând. Mă rog, sigur, am fost un scriitor oarecum pe dimensiunea spirituală a lucrurilor. Am de pildă o carte, Bârfitor la colț de univers, o carte de poezie. Așa. Pe contrasens asta ultima. De asta care o arăt acum, dar o am în mână și o vedem. M-a încercat un anume simț al umorului. Am scris și cărți de umor, dar tot așa, la mod serios. I-am mulțumit, îi mai mulțumesc încă o dată Grigore Codrescu, care m-a numit ironicul reflexiv, într-o cărticică minte consacrată. Am citit-o și recitit-o, da. Am publicat traduceri, Tristan Țara, Fuga, care am văzut Parisul, când eram la teatru. Ați participat la expoziții de cărți în străinătate. La expoziții, sigur că da. Deci am fost un modest reprezentant al scrisului. Deci un promotor al culturii române. În măsura posibilului. Domnule, ce se întâmplă acum? Sigur că totdeauna am văzut că sunteți un tip modest, care lăsați pe alții să iasă în față, am văzut și asta. Dar, domnule, aici e cineva... La de sine nu mi-a lăsat bine. Dar nu-i vorba de laudă, aici constatăm. Corect. Și dacă ați fost într-un număr de țări în calitatea dumneavoastră de poet, și spun un mare poet, dacă ați organizat... Așa, îmi place, chiar îmi place expresia aceasta. Să lăsăm timpul, cum spuneam, să judece. Acum, Uniunea Scriitorilor are o anume revistă care vă reprezintă în Bacău, în afară de Ateneu? Da, avem mai multe reviste. Este revista Plumb, așa. Care este sub semnul lui Bacovia, care are un număr de ani și care ilustrează activitatea noastră publică. Autori, tineri, mai puțin tineri. Este revista Ateneu, acea revistă. Sigur. Este revista prietenului nostru Petre Isai, 13 plus, sigur că da. Viața Băcăoană. Adică avem locuri de manifestare. Totul e să inspirație și să scriem frumos. Domnul președinte, domnule, sunt vreo 230-240 de oameni care gravitează în jurul dumneavoastră. Atât am numărat eu după... De 100 de membri are. Nu, eu am numărat după cât publică în revistele enumerate. Aspiranți la titlu.
puteți să ziceți cine din tânăra generație credeți că va rupe barierele mai mult decât alții, adică se va impune? Anu, chestia cu ruptul gurii târgului, asta e o formă mai veche. Așteptăm, sunt nume, nu vin acum, dar sunt nume care deja oameni de până în 30-40 de ani, dar și după 70 de ani, oameni care știu să scrie și sunt eventuale nume în panoplia scrisului nostru Băcăuan. Eu am o rezervă, dat fiindcă la întâlnirile organizate de subsemnatul Zilele Meridianului, în cele 4 județe ale Moldovei, vin numai aduși elevi de liceu, adică mobilizați cadre didactice, etc. Nu credeți că există o ruptură între generații? Eu nu cred. Fiecare generație își are evoluția ei internă. Nu trebuie să ne condiționăm unul pe alții. Eu, de pildă, dacă vreți, sunt dintr-o generație, dar eu știu că am fost cam un singuratic. Mi-am văzut de cărțile mele, de lecturile mele, de îmbogățirea mea interioară, de cultura. Sigur că climatul spiritual dintr-o zonă încurajează, favorizează, e competiția care pe dedesubt se manifestă. Eu nu cred în această ruptură între generații. Acum, sigur, trecem și prin niște ani mai ciudați, așa, democrația asta. În condițiile internetului mai poate fi cineva însinguratic? Tocmai, iată, sigur. Bine, eu țin mult la cartea tipărită. Mă stimulează mai puțin. Întrebare clară. Viitorul cărții tipărite, domnule președinte? Eu cred că se va menține. O carte, pentru că în perspectiva timpului, eu știu, internetul ăsta la un moment dat poate să întâmple ceva, un ciudat fenomen cosmic și să se șteargă totul din memoria asta. Și atunci tot cartea rămâne. Tot cartea. Oricum, cartea rămâne acolo, la căpătâiul generațiilor și a istoriei spiritului. Știu că faceți uneori bilanțuri. Mm-hmm. Și ziceți că Uniunea Scriitorilor Filiala Bacău sau Scriitorilor Români de la Bacău, nu știu cum îi ziceți dumneavoastră, au organizat 120 de întâlniri cu cititori, au făcut nu știu cât. Asta înseamnă în sumare activității fiecăruia, da? Eu vă urmăresc, sigur, nu faceți probleme. Da. Punem în valoare oamenii noștri și sigur ținem foarte mult la prezența în școli, la universități și se organizează periodic și chiar ritmic asemenea întâlniri. Nu lipsește o întrebare. Ce aveți pe șantier? Voi scoate probabil la anul o carte pe versuri, așa în stilul meu caracteristic. Există substanța. Deci avem un șantier, avem un ceas, iată, oprește, Doamne, da, ceasul. Și noi, domnule președinte, l-am oprit acum cu mulțumiri pentru dumneavoastră că ați acceptat. Mulțumesc pentru favoarea ce mi-ați făcut, domnule Dumitru Mariș, și vă doresc spor la activitățile dumneavoastră.